Bună seara, dragii mei, sunt Terotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Luna, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Fecioară, poate să fie progresiv eventual. Etalare aproximativ pentru aprilie. Mesajele probabil că pentru unii deja se împlinesc, se manifestă, pentru alții urmează să se manifeste în această primăvară, vară. Acum se primesc, variază timpul de manifestare de la om la om. Nu uitați că etalele pot fi inversate, personajele, chiar dacă eu vorbesc despre voi, ce își spun despre voi, se poate să fie despre altceva. Găsiți-vă poziția etalare colectivă până la urmă. În timp ce am amestecat, a apărut mai multe, dar în special Valetul de Spade și Regina de Spade. Doi oameni care știu să comunice, pot să comunice, însă unul mai are de învățat. Celălalt personaj e deja în autoritate, regele și regina sunt în autoritate. Celălalt acum trece, eventual, nu pâlează, trece vreun test dintre un spațiu în care probabil că nu a manifestat într-un alt spațiu în care urmează să manifeste, are mult de descoperit, îi vin idei, dar mai presus de toate, am senzația că urmărește pe această regină de spade. Personaj înțelept, autoritar, care acum nu prea comunică. De obicei, regina de spade comunică, clar, adevărul, spune ce are de spus, ce gândește, dar în această perioadă nu spune. Acum nu știu cine, ce sunteți, unde sunteți. Un mesaj pentru unii dintre voi. La capătul setului de cărți este o amânare. Spânzuratul necesară, o tăcere, eventual cu regina de spade care își ține spada jos și spânzuratul, o tăcere, o amânare, lucrurile au rămas în coadă de pește, în stand-by, pentru că cel puțin o persoană se concentrează pe muncă. Munca sa, biroul său, atelierul său, afacerea sa, jobul său, poate să fie chiar o chestiune personală, jobul, afacerea sa, să nu fie angajată, deși, eu știu, e posibil să fii și angajat, pentru că majoritatea oameni sunt angajați, nu sunt toți independenți. Eventual cineva se concentrează pe muncă și dorește să devină independent. E un turn, este o separare. E o separare între voi și un personaj de la drum. Un personaj de la drum. Un anume tip de prietenie ați avut cu acest personaj care atrage atenția sau poate voi atrageți atenția. Dar este și, chiar dacă e drum, este și o speranță. Speranță că lucrurile se vor stabiliza. Mai încet, mai repede, variază de la om la om. Pe regina de cupe, un personaj la care țineți foarte mult. Eventual, ei o să țină la voi. Variază. Etalare colectivă, nu etalare personală. Nici măcar de grup, e colectiv. Aici a apărut ceva, a apărut și aici. Ia uite, steaua. Iar distanță, unul posibil să fie persoană publică, celălalt, nu știu ce cu celălalt, este stabil financiar, poate chiar și căsătorit, nu știu, căsătorită, autoritate, într-o anumită formă. Dar, mai presus de toate, distanța este necesară, am mai vorbit de distanță, ca să se vindece niște lucruri, ca să vă echilibrați emoțional, ca să descoperiți credința și urmează să se manifeste ceva nou. Iar comunicare cu asul de spade, am văzut valetul, regina, acum apare asul de spade. Urmează să se manifeste o comunicare între voi și dacă n-ați recunoscut personajul, rămâne să descoperiți în etalare, sper. Sper. Hai să vedem situațiune între voi sau despre voi. Ioc. Stai, mă, nu mai sări așa, mă. Interesant. Au venit cărțile invers. Normal, poziție normală, aș fi zis că la drum cineva face călătorii pentru bani. 3 și cu 4 înseamnă faetonul 7, care înseamnă mișcare și e susținută ideea asta și de călătoria pe ape, peste hotare, 3 înseamnă călătorie, dar călătorii mai mici, nu așa lungi. Și totuși, interesant, au venit cărțile, eu o să mai scot încă o carte, totuși. Au venit invers. Ar fi o reîntoarcere a cuiva
Și ar fi o reîntoarcere a cuiva, dar reîntoarcerea asta afectează finanțele acestui personaj. Înțelegeți? Deci dacă înainte se ducea pentru un anume tip de câștig financiar, întoarcerea aceasta îi aduce un... Nu aș spune pierdere, nu vreau să spun pierdere, dar este afectată... Sporul. Este afectat sporul. 2 cu 6, nevoia de a comunica, iar apare. Iar apare turnul, separarea și dorința de a renaște. Energia feminină renaște. Renaște în tăcere, în pofida evenimentelor neașteptate și stresante. Își găsește echilibru. Acum... Da, eu simt nevoia să-mi iau o carte. Nu fi un mesaj pentru cineva. Nu, iau o carte. 9 de monede. A venit și acesta un pic înclinat. Aș zice că este 8 către 9. Munca cuiva de a deveni independent, independentă. 9 de monede, eu așa-l văd pe acest 9. Seamnă cu 9 de monede din tarot. E o persoană de succes. Urmează să aibă și mai mult succes. Dar în acest moment are aprecieri, are reușite, e onorabilă, este dezvoltată, că nu înseamnă educație înaltă, dezvoltată sau s-a autoeducat, în fine. De obicei este Venus sau poate chiar nu, mai degrabă Venus în Fecioară. Nu e obligatoriu să fie Venus în Fecioară, dar este energia voastră totuși, a unora dintre voi. Sau aveți de-a face cu asemenea personaj de succes pe care să mai câștige. Ia uite, să se mai dezvolte. La capătul setului 28 în bărbatul și femeia. Un bărbat îndrăgostit, posibil. 2 și cu 4, 6 reprezintă dragoste, se și vede din poză. Dar acest bărbat are în spate multe situații complicate, niște nori. Poate că ascunde o altă relație, interesant. 26, am văzut mai devreme, 27. 27, 28 ar fi consoarta, perechea, persoana cu care are relație, dar ori sunt probleme în relație, ori o ascunde pentru că norii ascund lumina. Și privește către un alt personaj, mult mai senin, mult mai implicat. Interesant. Pentru cine o fi mesajul, voi știți. Hai să vedem energia voastră în această perioadă. Uai, nu, sunt multe. Aer și foc. Liliacul. Și... ar fi un soi de as de băte, as de foc. Un început. Dar acest început, plin de pasiune, între voi și cineva, poate să fie și proiect, nu e obligatoriu să fie relație, o să mai vedem, acest început, că este prima carte din semnele de foc, atrage atenția multor persoane, poate să fie un început al acestui personaj, un alt succes, care iar atrage atenția, iar irită, creează și multă invidie. Posibil să aibă legătură cu acest personaj, să creeze multă invidie. Și dacă cuiva îi se aprind, acestui bărbat eventual, îi se aprind căile sau inima, îi se deschide sufletul către acest personaj și mai mult irită alte persoane. Poate să fie o comunitate, un colectiv, o familie, un cartier, eu știu, prieten. Poate chiar lumea din oraș să bârfească chestiuni de genul ăsta, eu asta văd. Și în spate, da, Lilia, cu care nu, după cum se vede, nu e energie prea pozitivă. Este o energie care umblă în întuneric, noaptea,
nocturnă, da? Cu simțuri foarte dezvoltate, dar mai ales pentru întuneric. E un personaj care umblă în întuneric, bântuie prin întuneric. Și probabil, interesant, probabil că acesta, nu știu dacă sunteți voi sau un personaj în viața voastră, este iritat de această lumină, este iritat de succesul cuiva, este iritat de strălucirea cuiva. Aici este energie diurnă. Toată lumea vede. Pasiunea, creativitatea, încrederea pe care cineva o are, proiectul pe care îl generează. Competiția care se naște. Ia uite, vrea să iasă în evidență dragostea. 2 și cu 4, 6. Cum să le pun eu ca să nu uit de ele? Luați-vă mesajul cum vreți. Extraordinar. Hiena a fost și înainte să amestec și iar apare. Apare cu un scop, iar energie de foc, dar pasiune o fi. Dar e cu o încărcătură foarte negativă. Cred că are legătură cu acest Lilia, cu acest personaj nocturn și aici este mai mult noapte, este o lună. Se vedea doar o față plăcută, zâmbitoare, dar mai degrabă sarcastică a cuiva. Sper că nu sunteți voi. Dacă sunteți, vă rog frumos, schimbați-vă, vă rog frumos, un zâmbet autentic, un zâmbet de milioane. Suntem cu ochii pe voi. Încerc și eu așa o mică glumă, dar nu se poate. Nu, sper că nu sunteți voi. Să zicem că totuși cineva vă urmărește, miștocărează, ironizează, falsează, minte. Da. Personaj viclean. Oh, și foarte complicat emoțional. Apare și vulpea. Deși într-un anumit context vulpea e faină, dar în contextul ăsta nu prea o văd. Personaj viclean. Hiena, vulpea, octopus, pardon. Ia uite ce aici. Sper că nu sunteți voi. Dacă o fi cineva care vă urmărește foarte dușmănos, dușmănoasă, invidioasă, invidios, poate să fie din comunitate, dintre prieteni. Fiți atenți, dragii mei, cei cu planete în fecioară. Poate să fie dintre prieteni, dintre colegi, why not, chiar din familie. E o comunitate aici. Și dacă vă doriți să ajungeți aici, să strălunciți, să aveți succes, să fiți apreciați, cu siguranță că veți atrage, vă confirm, vă veți atrage și multe dușmani. Și mai ales de la cei apropiați. Foarte rar cei apropiați ne susțin în creșterea noastră. Vă zic din experiență. Bine, nu trebuie să experimentați și am trăit eu, dar cam așa se întâmplă. O dată, de două ori. Soarele nu avem, o să ascendem, o dumneavoastră în fecioară de trei ori. Ia uite, vreți să creșteți ceva cu răbdare, să investiți în lucruri care vor crește și vor dăinui? Poate ar fi bine să sădiți un stejar, nu bonsai, un stejar. Nu știu, poate chiar și un nuc. Șase de monede a mai apărut la o etalare, nu mai știu la care. Nebunul. Oh, 3 de spade și 10 de spade. De bâte, pardon. Eu am senzația că aceste cărți îmi țin mai degrabă de un trecut prezent. N-aș spune că e de viitor, pentru că lăsați în urmă dezamăgirea asta, 10 de bâte. Posibil drumul ăla, am zis, vedeți, e cineva care a făcut drumul, trece dealul, trece Dunărea, trece, eu știu, ce trece, cu bagaje. Șase de mare. O chestiune care ține de finanțe, o relație care ar fi trebuit să ofere stabilitate financiară, o să clarific.
Dar ceva n-a oferit pentru că apare zero nebunul, dorința de a o lua de la zero. În loc să se ofere reciprocitate, probabil că s-a oferit mai puțin decât era de așteptat. Ar putea să fie o relație karmică cu acest 8. Pentru mine 8, una e alfa și alta este 8, da? 8 e relație karmică. Vă învârtiți în cerc. Reveniți în același punct, pe urmă începeți iar ciclu, iar un ciclu, iar un ciclu, iar un ciclu, iar un ciclu. Ar putea să fie o relație la locul de muncă sau o relație în care sunt implicați banii. Logic. O să clarific. Dar apare acest zero. Al cui este? Pentru că apare și un 1. Poate să fie al vostru, poate să fie al persoanei cu care aveți de-a face. Eu știu, una din ele, voi știți. Este un punct, apropo de zero, este un punct în care nu mai vrei să repeți. Vrei să schimbi dimensiunea. Vedeți că e interesant cum atrage atenția. Și aici este 8, 8, 8. Dar când ajungi la acest punct, gata, schimbi. La un moment dat schimbi, care e cuvântul? Dimensiunea. Ok, dacă tot e vorba de karmă, hai să mai schimb karma, să mai văd și eu cum e cu altcineva. Sau în alt context. Dacă e vorba de karmă profesională, ia să schimb jobul, să experimentez altfel de karmă. Poate karma e mai blândă și poate karma aduce alte, eu știu, posibilități. Am zis așa, vorbim și eu, așa ca între prieteni. Este un punct zero în care vreți să manifestați ceva. Interesant, aici este un ametist. Poate ar fi bine, vă recomand să vă luați un ametist pentru că face foarte bine. Ajută la vindecare, la conexiunea cu divinitatea, la manifestare. Dar apare și această inimă frântă și această, nu știu cum să explic, că eu înțeleg starea, exact starea prin care am trecut eu în ultimile săptămâni, poate chiar luni. Este o stare de cruntă durere în care simți nevoia, încă nu m-am dus, dar o să mă duc acolo, undeva, în acea pădure și o să urlu și eu la Dumnezeu. Și o să spun ce am de spus, în care simți nevoia să urli, să te întrebi, dar de ce? Am tot lipit, am tot cusut această situație, această relație, acel context familiar, profesional, ce-o fi, și tot se rupe. Cu cât coș, cu atât se rupe. Vedeți? Fiți atenți. Și apare iar o încheiere, 0, 3 de spade și încheiere de ciclu. Detașare. Plecare într-un... Ia să vedem ce-ar fi. Ah, ce frumos, am tras cu coada ochiului, temperanța. Cine pleacă din contextul acesta, nu știu cât de desumbru, dar e foarte, foarte dureros. Merge către vindecare. Dacă sunteți voi, vă felicit că vă puteți elibera, riscați acest zero, chiar dacă vă doare sufletul să vă rupeți de acea situație... Eu asta simt acum. Vă doare sufletul să vă întrerupeți, eu știu, cursul acestei situații, o să o clarific, dar riscați. E ca atunci când trebuie să tai o rană și tai și din zona bună, cine practică medicina, cine a făcut un pic de chirurgie știe, trebuie să iei un pic și dintr-o zona sănătoasă ca să știi sigur că ai extirpat răul. Doare. Să te rupi de ce nu a fost bun. Dar știi că mergi către echilibru, către vindecare, către relații echilibrate, nu dezechilibrate, relații divine. Ce frumos! Ba chiar către stabilitate. Acesta este împărat, nu, regele de bâte. Către autonomie, am zis stabilitate, o fi și stabilitate. Mi s-a părut că este împăratul, că l-am văzut mai devreme în roșu, dați în urmă. Dar mergeți către autoritate, ori către un bărbat puternic dacă sunteți femei, un adevărat conducător, ori dacă sunteți bărbați către această energie în care a trebuit să fiți, nu aici, să jonglați, să vedeți, îmi dai, nu-mi dai, hai, te rog frumos, hai, mai dă încă o monedă, încă trei, stai, hai, ce vrei să fac, să te pup, să te îmbrățișez, să fac curat, ce vrei să fac, mai dăm un pic, încă un pic, că nu mi-e suficient, sună cam ciudat, da?
Când ești în autoritate. Și atunci, ați spune ce legătură are 9 de monede. Acest personaj, dacă nu sunteți voi încă, urmează să fiți. Este un ideal, poate e un personaj care vă inspiră. Dați în urmă, care legătură cu ce am zis mai devreme? Eventual, acest bărbat este inspirat de această energie feminină să fie neautoritate, nu să bâșbâie la nivel de relații și de finanțe. Mm. Să fie de succes, să fie alfa pentru un personaj de succes. Și neapărat pentru. E o chestiune. Succesul cuiva inspiră anumite persoane și altele invidiază. Da, uite, va fi inițiativă. Oh, și dragostea întrească cu coada ochiului. Va fi o comunicare despre dragoste, dar ca să comunici despre dragoste, ca să echilibrezi situația, trebuie să lași în urmă lucrurile dezechilibrate. La capătul serpilor, ce frumos! Semn de pământ, taur, fecioară, capricorn. Dar este o nouă posibilitate să renașteți judecata. Să renașteți, să vă echilibrați, să vă regăsiți puterea, să vă transformați, shapeshifter, cine știe. Chiar să vă transformați într-un mod în care cei din trecut nu vă vor mai recunoaște. Și am zis ceva, de-aia apar și invidiile, asul de monede. E și o desțelenire. Puteți să începeți un nou ceva, ce fi job, hobby, din care acel hobby îl transformați în afacere sau care vă vindecă, care vă echilibrează, vă dă putere, ia uite, și mergeți către 10 de cupe. E un vis, pare un vis. Pare un vis acum 7 de cupe. Printre multele visuri. Dar dacă alegeți corect și lăsați în urmă, faetonul este vibrația acestui an, lăsați în urmă ce este dezechilibrat, ce este nepotrivit pentru voi, mergeți către stea, către misiunea voastră, către vindecare. Și dacă acum doare această mișcare, doare, mai încolo nu va mai... O să vă amintiți, o să fie ca un... Știți cum vine? Aceste răni vor fi ca niște tatuaje. Vă veți aduce aminte, dar nu veți mai simți. Vă veți aduce aminte că v-a durut, dar... Situația în care veți intra va fi mult mai frumoasă, mai senină, ca să vă mai lăsați afectați. Iar o să vorbesc mult. Of. Hai să vedem clarificări. Să clarificăm. Deocamdată am vorbit doar despre primul rând de cărți. Să clarificăm ce-i cu acești 6 de monede, cu nebun. Ce apare? Iar 6 de monede și ați văzut? 6 de monede are legătură cu acest 3 de spade. Comunicare. Dureroasă. Cineva poate v-a ținut sufletul într-o situație foarte neplăcută pentru o falsă stabilitate financiară. S-au spus cuvinte grele. Da. Au fost imaturitate emoțională, chiar sexuală, aventurism, dar cine a simțit că, nu știu, cine a simțit că situația e dezechilibrată, că personajul de aici, care produce suferință, este imatur emoțional, este aventuros, playboy toată ziua. Playboy. Poate, nu știu, ce face acest playboy noaptea, nu știu, dar și ziua și noaptea. Așa, deci e distanță, dar cine a intuit că e o situație dezechilibrată, merge către soare, către vindecare, către 9 de cupe, 9 de monede, reactualizare, creștere spirituală, personală. De două ori fecioară, soare, una Venus. Ascendent, nu lunat. Stres deocamdată, griji. Ia uite, sunteți voi? E o tăcere. Cineva ascunde niște probleme financiare, niște probleme în cuplu. 5 de monede, 6 de monede. De un suflet pereche, eventual. Poate unii aveți probleme cu copiii, nu știu.
fine, cine are copii, să trăiască, să vă trăiască copiii. Regele de monede, ia uite. Cu fi căsătorit acest rege de monede și e într-o căsătorie, într-o relație pentru bani, cu fi la locul de muncă, job, da? E casa șasea, fecioarea, jobului, a lucrul de zi cu zi. Regele de monede. Cinci de spade. Dar. Ia uite, zero. Exact ce am zis, doare. Doare să o iei de la zero, dar știi că este necesar. Pentru că sunt invidii, sunt oameni, exact ce am zis mai devreme, ia uite. Viclen, sarcastici, manipulatori, care vor să aibă ultimul cuvânt, care vor să vorbească negativ și să stai în asemenea relații doar pentru o poziție profesională, doar pentru bani, doar pentru o falsă stabilitate. Zău că nu se merită, când știi că ești suficient de inteligent, inteligentă, muncitor, muncitoare, că am văzut 8 de monede, da? Energetic. Că să o iei de la zero și să-ți manifesti jobul tău și, eu știu, altă relație, chiar sorry. Ia uite, regele de monede, de bâte apare a doua oară. Mai. De la slujitor la personaj independent. Și a spune, da, mai e un rege de monede, dar regele acela de monede depindea prea mult de bani. De acele chestiuni. Regele de bâte este creator, este creativ, își creează viața. Este cel mai creativ. Temperanță, dă și pe temperanță. Ia uite. Și cu răbdare, asta este energia fecioară, este Marte în fecioară, Venus în fecioară, energia voastră, cu răbdare vă vindecați și mergeți către această autonomie, aș spune. Autonomie, cuvântul. Dacă merge și către cineva cu planete în semn de foc, berbec, săgetător, dar energie benefică, fain, bravo, felicitări, dar ia uite, îndrăgostiții, măi, ia uite, regele de bâte și îndrăgostiții. Mergi, apar îndrăgostiții. Poate că unii aveți planete în gemeni sau aveți vreo legătură. În primul rând, îndrăgostiți înseamnă echilibru interior, feminin și masculin. Dar acea autonomie și echilibru, acel echilibru va atrage altfel de oameni. Perechea aceea frumoasă, pasiunea la care toată lumea visează măcar, nu? Soarele, la capătul, soarele, puterea. Șapte de putere, regele de, nu, marele preot. A spune că aveți parte de o trezire, unii dintre voi, e o trezire, iar cineva inspiră cu această putere. Nu parcă văzusem, uite, era aici puterea, cineva inspiră. Renaștere. Și ce mai inspiră? Să puneți granițe personale în fața unor figuri autoritare, tradiționale. Poate să fie în familie cu regele de monede și cu marele preot, acasă. În cultura, în religia în care ați fost crescuți. Trebuie să ții pozițiile ca să poți să devii puternic și să ajungi la un anume tip de succes, la bucurie, la fericire, ca să fii fericire maximă. Nu știu în cât timp se manifestă, dar ceva se manifestă în această perioadă. Eventual, știi ce mai simt? Cineva trebuie să riște să comunice ceva. Să comunice despre niște conflicte, despre ce am zis eu acum, despre o durere sufletească. Ca să te eliberezi. Ciudat. Eu, în timp ce vorbesc, apare 2 de cupe. Ca să te regăsești. Exact ce am văzut mai devreme. Cu sufletul, pereche, cu personajul care te vindecă, te înțelege. Ia uite și 10 de cupe, fericire. Nu vă garantez, ia uite, nu vă garantez, ia uite.
Nu vă garantez, vedeți că sunteți între o fericire autentică și o iluzie a fericirii. Diavolul vă vinde minciuni. Dar dacă sunteți înțelepți și păstrați adevărul ca și aliatul vostru, Uliu, adevărul, Horus, puteți să aveți victoria asupra acestui diavol, care unii dintre voi ați experimentat relații. Unii. Cum să explic? Poate chiar de căsătorie sau de familie. Pentru mine diavolul reprezintă și căsătorie și familie. Care, da, în exterior, vai, suntem cei mai fericiți. O familie fericită. Happy family. O căsătorie fericită și în spate, aute, haos, e negativitate. Sunt obsesii, sunt dependențe, sunt obscurantisme, sunt răutăți, adicții, băutură, țigări, eu știu, viață de noapte. Da, și în față, vai, da, ce fericiți suntem. Din acest motiv, probabil, acest rege de monede, ori voi îi lăsați pentru un alt personaj care, într-adevăr, e autonom și protector și cald, ori cineva vrea să devină așa. Hai să clarificăm o dată, fecioara. Soarele nu a venit să ascende, nu a venit fecioara. Eu asta văd, asta transmit. Dacă nu rezonați, căutați în altă parte. Iau temperatul. Ce am zis, mai personaj cu autoritate. Poate să fie șef, tată, frate mai mare, personaj cu autoritate. Trei de monede. Iar chestiunea locul de muncă sau chestiuni colaborări pentru bani, dar care au creat multe probleme. Ia uite, șapte de spade. Mincinosul, fugăciosul, furăciosul și temperanța, pe care am văzut-o mai încolo. Temperanța. Nu știu dacă nu e energia voastră, poate e a cuiva care pleacă din preajmă. Poate e vreun coleg, e vreo rudă care pleacă din același mediu. Dar dacă voi rămâneți în mediul ăsta toxic, e păcat. Nu știu, e ceva aici, este... Nu uităm șapte și cu 30, culmea durerii, culmea decepției. Cineva se autosabotează continuu. Mare grijă. Aș prefera să cred că cei care v-au creat probleme, dacă nu vor să-și asume responsabilitatea, vor asuma karma pentru problemele pe care le-au creat. Da, uite, asul de bâte. Va fi ceva nou. Într-un context sănătos, cu oameni chipzuiți, dacă și voi lucrați la această vindecare, cavalerul de monede cu răbdare, puteți să aveți parte de relații echilibrate, pasionale, sănătoase. Măi, pasiune și sănătate nu sunt cuvinte care să trebuiască să le separ. Dau bine împreună, fuzionează. Sex sănătos. Sex sacru, pasiune, aș spune, vindecătoare, nu? Nu trebuie să fii în energia aceea a diavolului, ca să zici că, vai, simt pasiune. La capătul setului de cărți, spânzuratul și steaua. Un personaj ajută alt personaj să vadă lucrurile, în primul rând, altfel. Să se adapte din acest izvor al tămăduirii și să simtă apă, să simtă într-o situație în care probabil că i-au amorțit simțurile în această situație. Cum? Nu știu. Spânzuratul înseamnă sacrificatul. Sacrificiul. Dar iată, în acest set de cărți este after tarot, adică în viitor.
Dar, cum am zis mai devreme, viitorul poate să fie trecutul cuiva. În viitor vă veți vindeca pentru că cineva din trecut v-a ajutat la un moment dat să vă schimbați perspectiva și să vă rupeți lanțurile, înțelegeți? Steaua a apărut de la început. Poate un personaj public, poate ascultați niște prelegeri. Luați notițe, valetul de spade, de la regina de spade. Personaj înțelept. Și ce? Ca să eliberați iar 10 de bâte, să vă eliberați de această epuizare și să manifestați asul de cupe, o nouă dragoste, vindecare, putere, eliberare de blocaje. Opt de spade pare și închisoare, dar e o închisoare mai degrabă mentală, conceptuală, din care cineva trebuie să iasă. Eu asta văd, asta transmit. Veți avea niște revelații, poate chiar vise, despre misiunea voastră, despre vindecarea voastră. Repet, poate privind la cineva care se vindecă. Și dacă, ce spun eu, nu se referă musa la voi, poate să fie persoana cu care aveți de-a face. Vedeți, vedeți. E tarare colectivă, nu e personală, că dacă era personală, era altă treabă. Mesaje de la îngeri, iar am vorbit mult. Cred că da. Mesaje de la îngeri. Păstrați-vă noblețea. Păstrați-vă sufletul întreg. Chiar dacă e rănit, important e să fie întreg. Mesaj de la înger. Aici sunt niște chestiuni acasă, patru, casa, împăratul și la locul de muncă. Lucrurile acestea. Profil financiar. Dependențe. Încăpățânări. Dorința de a conduce a cuiva. Și dorința de a se elibera a cuiva. În această autoritarism versus care era cuvântul? Autonom. Autoritar versus autonom. Ia uite, aveți răbdare. A venit un pic invers. Trebuie să lucrați un pic la capitolul răbdare. 17 înseamnă steaua. Am văzut steaua la un moment dat. A, uite aici, 17. Vindecare. Cu răbdare. Din noroi crește lotusul. Da? Dar ce frumos e. E o cale lungă. Unii dintre voi poate ați pleca din într-un mediu foarte toxic, dar cu răbdare, cu credință, vă transformați, pentru că 7 și cum înseamnă 8, shapeshifter. Poate nici nu mai arătați cum au crezut alții că puteți să vă arătați. Vă transformați, nu doar fizic, emoțional, mental, renașteți. Dragostea este răbdătoare și amabilă întotdeauna. Ia uite, 3 și cu 1, 4. Echilibrul găsiți. În dragoste. Dragostea face diferența, nu în bani. Dragostea ajută să vindecați rănile trecutului și asigură un sentiment de securitate și de stimă față de voi. Aceasta este dragostea. Ce ați experimentat în acele relații a fost karma. Ia uite, 22 numărul este... Numărul, vreau să zic că lucrurile sunt mai profunde decât par a fi. Iese în evidență copilul, poate sunt niște traume din copilărie pe care trebuie să le vindecați cu răbdare, dar nu uitați că sunteți protejați. Și ce frumos la acest fiind număr simetric, 22 număr maestru, aveți ghizi foarte speciali. A, interesant, 44, alt număr simetric, alt număr maestru. Doi oameni puternici care se transformă, s-au transformat separat, se transformă împreună și transformă lumea. Mie așa îmi place să zic la această carte, împreună.
Dar trebuie să vă cunoașteți unul pe celălalt. Și acești oameni vin aici, în această zonă a viitorului, dacă lăsați în urmă, eu știu ce, situații neplăcute. Cu acești oameni puteți să creați, consideră, fundația pusă. Cu acești oameni puteți să aveți stabilitate, dar altfel de stabilitate. 5 e numărul marelui preot. În credință. Păi, cât am mai vorbit. Sper să vă placă. Fii doritor să exprim dragostea. Apare iar 6. Sfătulețe. Oh, când se lasă seara, am senzația că vorbesc o leacă mai încet și mai mult. Ziua am senzația că sunt keep your heart. Ia, exact. Țineți inima deschisă. Dacă experimentați situații neplăcute, dacă doare, uite, aici e chestie alergică, dacă doare, pasiunea pentru cineva poate să doară pentru că știți că vă provoacă la schimbare. Și nu doar pentru cineva, pentru un proiect, pentru a fi independent, pentru a fi puternic, pentru a fi autentic. Dar dacă ați reușit să vă găsiți, totuși aici e latura bună a acestui Batman, nu e Batman, acestui Liliac. Calitatea asta este că nu s-a pierdut în întuneric, are simțurile foarte dezvoltate. Și dacă are simțuri dezvoltate noaptea, ar putea să și le dezvolte și pentru zi și pentru lumină și pentru noua sa devenire. Dacă acel Iliac este doar un personaj care vă urmărește din trecut, o umbră, o amintire a unui trecut nefast, negru, vindecați. Aveți posibilitatea. Cu răbdare, cu răbdare, cu răbdare. Ia uite, iertați. Vedeți? Respirați, luați niște lecții de respirație, faceți un pic de meditație în timpul tensiunii, poate aveți planete în scorpionul dintre voi și gândiți. Gândiți clar. Și vedeți lucrurile dintr-o perspectivă mult mai largă. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ciao, ciao!